Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-au înregistrat deja cazuri de infectare cu noua tulpină în câteva țări din sudul Africii. Situația pare atât de serioasă încât Marea Britanie interzice de azi de la ora 12 intrarea în țara călătorilor care au vizitat țările acestea din sudul Africii în ultimele 10 zile. Mai multe zboruri au fost deja suspendate. L-am sunat pe epidemiologul Emilian Popovici. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor mei. Acum e adevărat că datele sunt puține deocamdată, dar iată că unele guverne iau foarte în serios amenințarea aceasta, inclusiv în Hong Kong, înțeleg că unde a fost constatat un caz, a fost impus o carantină. De ce atâta alarmă? Care este explicația? Da, este normal să se întâmple așa, ținând cont de aspectul precizat de dumneavoastră, de acest număr foarte mare de mutații, fără precedent, practic, de mutații care s-a remarcat la această variantă, deci sunt în jur de 30 de mutații, prin comparație, varianta Delta inițial avea 16. Toate la nivelul proteinei spike și vedeți cea mai bună măsură într-o situație din asta care poate să fie decât să oprești orice posibilitate ca să ții între o asemenea variantă în țară. Mă refer la măsura Marii Britanii. Marea Britanie care se confruntă la ora actuală cu aproximativ 42.000 de cazuri pe zi și îngrijorarea este vis-a-vis de această variantă pentru sau în direcția de a nu o lăsa să accelereze evoluția infecției cu varianta Delta, care deja este prezentă, sau de a nu genera noi probleme. În fapt, astăzi un grup de experți al Organizației Mondiale a Sănătății se va întruni pentru a preciza dacă este vorba de o variantă de interes sau este o variantă din aceasta de îngrijorare. Și probabil că va primi denumirea celei de-a 13 litere din alfabetul grecesc, respectiv NU. Nu. Vom vedea dacă 13 acesta va fi cu ghinion sau nu, însă oricum este o problemă foarte mare aceasta, fiindcă arată că virusul acesta nu cedează și că el generează variante noi și cred că au înțeles mai mulți acum că avem o lume împărțită în două, avem o parte de lume cu măsuri și cu vaccinarea ta cât este și avem o altă parte de lume în care și intră și Africa, în care nu există vaccinare sau este foarte puțină și nu prea există măsuri. Și vedeți că în Africa avem cea mai mare concentrare, în Africa de și de sud, cea mai mare concentrare de infectați HIV-SIDA. Ce înseamnă asta? Înseamnă imunodepresie și pe persoane imunodeprimate acest virus poate sta perioade lungi de timp și poate genera mai ușor variante noi. Deci și acest caz se pare că a fost cazul prim, a fost izolat la o persoană cu HIV. Deci vă referiți la varianta asta cu mult mai multe mutații? Da, varianta aceasta cu a 13-a litere din alfabetul grecesc. Se pare că a fost izolată pe un caz din acesta de infectat HIV. Deci problema există și, repet, cea mai bună măsură într-o situație din asta, cea mai eficientă este să interzici accesul unor persoane care pot să-ți vină cu asemenea problemă. Da, dar s-a văzut, din păcate s-a văzut în ultimii 2 ani că aceste restricții de circulație nu pot opri totuși extinderea unui virus contagios. Adică lumea este atât de conectată în secolul acesta încât speranța că poți închide o țară cu totul este deșartă. Nu este vorba de a închide o țară cu totul, este vorba de a restricționa accesul dintr-o zonă care este afectată, cel puțin până când lămurești despre ce este vorba și atunci poți să-ți dai seama cum să mergi cu măsurile mai departe. Dar, într-adevăr, nu există altă măsură mai eficientă decât să oprești fluxul de călători din zona afectată, până când se lămuresc problemele. Deci asta este o chestiune rațională și, repet, este justificată și de situația prezentă, pentru că în momentul în care ai 42.000 de infecții pe zi, nu-ți mai trebuie încă o variantă care să-ți mai aducă cine știe ce alte probleme suplimentare. Bun, pentru Europa Occidentală și parțial și pentru Europa de Est, proporțiile, rata de vaccinare
este, mă rog, ratele de vaccinare sunt încurajatoare, așa, adică te gândești, ok, dacă se relansează pandemia, există o protecție. Dar ce ar însemna pentru aceste națiuni și pentru noi să apară o versiune mutantă a virusului, o nouă tulpină, care scapă de, adică, mă rog, depășește protecția oferită de vaccinuri? Da, și toate vaccinurile reacționează la fel? Stați puțin, că mai am și întrebarea asta. Noi folosim foarte mult vaccinurile astea cu tehnologie nouă, mesager ARN, care se bazează pe, mă rog, care sunt legate cumva direct de proteina spike. Dar mai sunt și celelalte vaccinuri, AstraZeneca, Johnson, nu? Care folosesc tehnologia tradițională, virus mort. Sunt la fel? Adică protecția este aceeași? Poate că dacă sunt mutații la nivelul proteinei spike, unele vaccinuri sunt mai puțin eficiente, altele mai eficiente? Întreb ca un nespecialist aici. Deci nivelul de eficiență este diferit. Se știe că vaccinul Johnson & Johnson nu este la nivelul de eficiență, spre exemplu, pe care îl au vaccinurile ARN, dar are un nivel de eficiență totuși foarte bun. Deci vă referiți cumva la faptul că ar putea să fie unele eficiente și altele neeficiente în cazul unei, o asemenea în cazul unei tulpini care are mutații la proteina spike, de exemplu. Cum e asta de aici? Bun, asta nu se poate vedea decât în dinamică. Deci, vedeți, noi nu putem să facem precizări foarte multe așa gândindu-ne doar științific. Trebuie să lăsăm ca practica să ne arate care este eficiența într-o anumită situație epidemiologică sau într-o anumită confruntare cu o variantă sau cu altă variantă. Dar ce spuneați este foarte adevărat. De la început s-a făcut recomandarea ca numărul de infecții să fie ținut la minim posibil și populațiile să fie vaccinate. Din păcate, să zicem că cu vaccinarea unii au reușit, dar ținerea numărului de infecții la un nivel minim nu a prea reușit. Pentru că, și de ce s-a făcut această recomandare? Pentru ca să se limiteze posibilitatea virusului de a genera foarte, foarte multe variante, și așa generează foarte multe variante. Și acum, în sudul Africii, se spune, cercetătorii spun că, de fapt, ar putea să fie și alte variante, în afară de această variantă, spuneam noi, nu, care să nu fie încă izolate. Deci virusul acesta poate să genereze la un moment dat, noi sperăm să nu se întâmple acum, să se întâmple cât mai târziu sau să nu se întâmple niciodată, dar teoretic este posibil ca să genereze o variantă care să schimbe patogenia. Deci o variantă care să anuleze, practic, se poate întâmpla și asta, o variantă care să anuleze atât imunitatea post-infecțioasă cât și imunitatea post-vaccinală. Și ce ar însemna asta? Ar însemna că am luat totul de la zero. Deci de aceea se insistă pe această problemă. Țineți infecțiile la nivelul minim posibil, dar iată că este o parte de lume care nu are vaccinare, care nu are nici măsuri și trebuie ca țările dezvoltate, țările cu potențial economic să gândească o strategie prin care să sprijine aceste zone ale lumii care nu au posibilitatea de a cumpăra vaccinul, să ajungă și ele la acest vaccin, să fie instruite în privința măsurilor, pentru că altă soluție nu este. Noi avem o pandemie, nu o epidemie regională. Și dacă spunem epidemie regională referindu-ne la regiunile OMS, regiuni mari, America de Nord, Europa, este o chestiune regională, deci măsurile sunt regionale. Ori avem o pandemie care se manifestă în toată lumea și măsurile trebuie luate în toată lumea pentru ca să putem să supunem acest virus la un moment dat. Nu este ușor, este foarte greu, dar trebuie gândit o strategie și în această direcție. Și ar trebui o mobilizare foarte serioasă, da, în direcția asta. Și în plus este prima pandemie din istorie care se întâmplă într-o lume atât de conectată ca cea în care trăim acum și cu o populație atât de mare, la nivelul la peste 7 miliarde de oameni. Toate pandemiile trecutului au fost în populații mai mici, lumea mult mai separată. Sunt condiții exact, cu totul diferite. Acum, cum spunea profesorul Dragomirescu, maestrul meu de la doctorat, spunea bolile infecțioase se deplasează cu avionul. Deci faptul că privește acum un caz de infecție în Africa de Sud, nu trebuie să te lase indiferent, pentru că în câteva ore infecția aia poate să fie în orice altă parte a lumii. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea profesorul epidemiolog Emilian Popovici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.